Salutare, sunt Petru de la Well Coach și alături de mine l-am pe Vlad, care face parte din promoția primilor 100 de cursanți angajați care au făcut programul nostru de mentorat. Vlad, îți mulțumim mult de tot că ți-ai făcut acum timp după serviciu să vii până la noi la birou și să ne împărtășești din experiența ta. Tu ești inginer, corect? Sau ai fost inginer înainte da. De asta? Am fost inginer și în momentul de față tot inginer programator, doar că am făcut conversia asta. Inițial am fost de profesie inginer agronom, terminat USAMV. Ulterior m-am angajat în cadrul unei societăți de sisteme de securitate și asta am făcut o perioadă bună de timp. Sisteme de securitate? În ce înseamnă camere video, sisteme de alarmă, sisteme de detecție incendiu, sisteme de control acces, adică sisteme pe care le vedem în fiecare zi. Dacă lucrezi într-o firmă sau fabrică. Da, sau da, corect. Și în magazine și așa mai departe. Și ulterior m-am gândit că aș vrea să ajung să fiu și eu programator. Asta mi-am dorit așa dintotdeauna, adică eram genul de persoană care eram mă descurcam la calculatoare, știam să le repar, să le depanez, să le cum să zic eu, să instalez. Să instalez, exact. Și da, am zis că ar vrea să încerc, să văd dacă pot să mă descurc și chiar să profesez în domeniul ăsta. Și cum ai ajuns la USAMV? Asta pentru cei care nu sunteți din Cluj, Facultatea de Medicină Veterinară. Exact. După liceu, unul din colegii mei de liceu zicea că ar merge în direcția respectivă și m-am gândit și eu, și mie mi-ar plăcea, pentru că e vorba de natură, protecția mediului și am zis că ar vrea să încerc asta. Nu m-am dus pe un profil, să zic, la Politehnică, pentru că n-am terminat un liceu de profil de matematică. Și ce ai terminat? Liceul Augustin Maior de telecomunicații. Okay. La profil servicii. Uh-huh. Și nu cred că făceam față la poli cu nivelul pe care l-aveam eu la momentul respectiv. Și am ales domeniul ăsta, care mi-a și plăcut și încă îmi place. Am ales profilul pentru că îmi plăcea mediul, ca să zic așa, protecția mediului, agricultura în sine. Și chiar dacă n-am trăit la țară, îmi plăcea să fac chestia asta. Uh-huh. Și dacă bine țin minte, jobul ăsta de la firma de securitate, practic ăla aveai în momentul în care ai intrat în program, corect? Da. Nu era neapărat un job rău, să zici? Nu. Era un job destul de bun, destul de bine plătit, zic eu din perspectiva mea, doar că am implicat anumite, uneori anumite sarcini care poate, să zic, te forțau mai mult decât era necesar, din punctul meu de vedere. Da, știu că aveai unele săptămâni când... Da, eram plecat în delegații sau trebuia să mă ocup de anumite proiecte care aveau niște deadline-uri care, și la rândul lor trebuiau respectate și atunci nu puteam să lucrez așa de mult pentru visul meu, practic, de a deveni programator. Deci aveai, nu mai știu dacă țin minte corect, dar aveai săptămâni când lucrai mai mult de 8 ore sau la job? La job? Păi... La jobul care l-aveam în momentul respectiv? Da, când era în program. Păi sigur, lucram de luni până vineri, 8 ore în fiecare zi, adică... Nu, gen peste 8 ore sau... Nu neapărat, nu tot timpul, dar erau zile când trebuia să stau poate suplimentar. Da, asta mă distrează foarte mult la oamenii care fac ore suplimentare, că nu tot timpul, dar câteodată, dar era normal, adică... Da, erau situații când trebuia, dar nu o făceam cumva forțat, o făceam ca să fie mie munca făcută corect și bine. Ok, ok. Asta era esența, adică vreau să stau, să termin, ca să-mi fie mie mai ușor pe următoarele zile, când aveam de făcut poate alt proiect sau de făcut sau pregătit altceva. Uh-huh. Și cum ai ajuns la visul ăsta de a fi programator? Pentru că, până la urmă, dacă stăm să ne uităm, ai făcut liceu, ai făcut facultate, ai avut un job și abia pe urmă ai decis să fii programator. Care a fost lucrul care a făcut diferența între vis și scop când ai făcut tranziția asta? Inițial, înainte de WellCode, prin 2018, m-au apărut atunci pe piață niște companii care targetau tinerii să facă trecerea asta. Și atunci mi-am dorit, dar nu am făcut, cum să zic așa, alegerea și chiar să pornesc pe drumul ăla oarecum din frică, că n-am să reușesc și era o investiție destul de mare. Și atunci cumva am amânat-o și am zis că nu, poate nu-i de mine și cumva am lăsat-o deoparte.
Dar în 2020 a fost partea cu pandemia. Prin iulie deja s-au relaxat un pic măsurile și nu mai erau așa de stricte. Am văzut reclama de la Wellcode pe Facebook. Și atunci am zis, hai să văd despre ce e vorba, să reiau tot procesul pe care l-am făcut cu 2 ani înainte, să văd despre ce e vorba și cumva ați reușit să-mi captați atenția și să vă contactez. Mm-hmm. Și cum a fost intrarea în program? Deci, eu până acum, la momentul videoului, am trăit cu impresia că ai fost inginer din ala care a făcut poli, care a avut background solid în matematică, Nu am avut background din punctul ăsta de vedere, nu știam nici măcar, n-am făcut nici deloc programarea, adică de la zero. Eu am început de la zero programul de mentorat. Ok. Și inițial aveați atunci la Wellcode, cred că și acum îi, partea de, da, cursul gratuit, partea de introducere, să dacă se potrivește sau nu pentru tine acest domeniu. Și nici măcar am apucat să-l fac pentru că m-am înscris și au trecut câteva zile, tot așa prins de job. N-am apucat să văd despre ce vorba și ulterior deja am și fost contactat de către voi ca să pregătim o ședință de introducere și să vedem dacă mi-aș dori să pornesc în cariera asta și să urmez cursul vostru. Lucru pe care l-am și făcut, am avut interviu cu tine și cam acolo a început toată aventura Wellcode. Și cum a fost intrarea în program? Pentru că sigur a fost solicitant neavând background. Da, și a fost solicitant și pentru că lucram după job. Adică deja eram obosit pe parcursul zilei pentru task-urile pe care le aveam. Și cumva inițial am încercat să fiu foarte riguros, să fiu disciplinat, să îmi setez anumite scopuri și să încerc să nu evit să nu lucrez în zilele respective, oricât de obosit aș fi fost sau oricât de poate demoralizat pentru că n-am reușit să rezolv ceva cu o zi înainte. Am încercat să continui. Bine, asta și cu ajutorul vostru, pentru că voi cumva ne spuneați că ar trebui să facem chestiile astea. Adică simt că m-a ajutat foarte mult. Faptul că te băteam la cap. Hai să scriem cod, hai să ne facem programatori. Da. Exact. Și deci ai reușit să nu te demoralizezi, cu toate că presupun că ai avut momente când ai fost blocat, când nu ți-au ieșit lucruri, când... Cum ai trecut peste momentele astea? Și acum îmi amintesc, cea mai grea problemă la care am stat cel mai mult timp blocat a fost, dacă pot să spun, Sudoku. Și cum am trecut peste ea, după 2 săptămâni, aproximativ, am trecut cu o ușurare și mi-am dat seama că nimic nu poate să îmi stea în cale, adică voi reuși orice problemă ar fi să descopăr soluția și să fie ok. Da, a fost demoralizant, adică nu... Imaginam, poate nu-i chiar pentru mine sau poate n-ar trebui să mai continui sau chiar așa de greu poate să fie și cumva asta mă punea într-o pasă proastă și dar într-un final am reușit să trec și peste problema respectivă. Ce ți-ai spus ca să continui? Orice ar fi, trebuie să încerci, să fii perseverent. Cred că asta e cheia succesului. Zic eu. Bun. Asta și zine, acum, după 6 luni de carieră de programator, ai avut momente așa grele ca atunci sau programul de mentorat a fost mai greu decât cariera în sine? Nu mi se pare așa de greu acum. Adică sunt situații când poate nu știu să rezolv ceva anume, dar fac un research, fac un brainstorming cu colegii, discutăm și cumva găsesc o soluție și cu ajutorul lor, bineînțeles. Dar cu siguranță începutul a fost cel mai greu. Dar ulterior simt că totul a mers așa din ce în ce mai bine. Da, din ce în ce mai bine. Mm-hmm. Și cum a fost partea de proiecte? Pentru că la un moment dat ai terminat cu platforma, cu problemele, ai prins încrederea, gata, dacă am trecut de problema Sudoku, pot să fac orice de pe lumea asta. Cum a fost partea de proiecte, unde s-a schimbat total abordarea? Când am ajuns la partea de proiecte, mi-am dat seama că am o problemă mai mare. Faptul că desfac Sudoku chiar un joc adevărat să funcționeze și atunci
am zis, ok, trebuie să revin la momentul în care am făcut algoritmul pentru Sudoku, că asta era problema, să verifici dacă o tablă, o matrice este Sudoku, adică o tablă de joc validă Sudoku. Și da, mi s-a părut interesant faptul că trebuie să fac eu research singur de ce tehnologie am nevoie, cum ar trebui să mă descurc, ce ar trebui să pregătesc, de unde ar trebui să încep. Astea erau niște lucruri, niște lucruri noi pe care eu aveam să le descoper, dar da, cu ajutorul vostru, cu siguranță că am reușit să le duc la bun sfârșit. Mm-hmm. Și cum a fost pe urmă, după ce ai început să ai CV, cât de greu a fost să-ți găsești jobul? Cum a fost procesul? Procesul a fost unul destul de lent, pentru că mă gândesc că nici eu n-am fost foarte agresiv. Adică nu aplicam la tot ce prindeam, doar unde credeam eu că mă potrivesc și nu vreau să fiu cumva să spamez recrutării că vreau să mă angajez. Adică am vrut cumva să fie natural și cumva să fiu și apreciat din exterior, să vadă, da, te alegem pentru că ești bun sau că ne dorim să faci parte, nu neapărat să fiu de umplutură, ca să zic așa. Și da, eu m-am pregătit pentru că mi-am făcut și portofoliu, mi-am făcut și pagină web, site în care se puteau vedea efectiv proiectele personale de care povesteam și pe care le-am făcut în cadrul WellCode. A durat undeva la 3 sau 4 luni în care am dat câteva interviuri. Pe unele le-am trecut, pe altele nu, dar asta m-a ajutat să, cum să zic eu, să continui, să nu mă dau bătut, pentru că știam că la un moment dat se va întâmpla. Ceea ce s-a și întâmplat, am avut un interviu cu o companie. În cadrul interviului am discutat despre tehnologia pe care urma să lucrez. Mi s-a făcut o scurtă prezentare de către companie și apoi n-am dat efectiv un, să zic, un interviu ca și cum le făceam pe cele din cadrul cursului. A trebuit să pregătesc o aplicație, un demo oarecum, să fac o aplicație funcțională, ceea ce am și făcut într-o săptămână. Bine, ideea era că am făcut în 2 zile aplicație, pentru că într-o săptămână am fost plecat în delegație și aia a fost. Prezentat aplicația, le-a plăcut. Le-ai arătat că ai făcut totul, că nu au făcut-o cu tare. Corect, da, tine. Da. Conform cerințelor și aia a fost. Super tare. Și acum ești deja pe proiect, nu? Da, acum lucrez pe proiect. Deja de 6 luni, aproximativ de 4, adică de 6 luni am început, de 4 luni pe proiect. Da, lucrez pe environment de dev. Tot ce lucrez merge mai departe în test, se testează. Am o grămadă de feature-uri sau, să zic așa, aplicații sau bug-uri pe care le-am rezolvat și au mers în producție. Deci ceea ce e foarte satisfăcător. Cum e sentimentul? Da. Ai făcut, da, ceva și sentimentul e foarte fain să știi că ai muncit pentru ceva și acel lucru e un feature pe care colegii tăi chiar îl folosesc sau clienții, să zic așa. Poți să ne spui pe ce produs lucrezi sau e confidențial? Nu este confidențial, este o aplicație de CRM, adică o platformă online de logistică pentru o companie internațională în domeniul logisticii. Și da, practic aplicația respectivă ajută customer service-ul pentru compania respectivă să-și desfășoare activitatea. Este legat de comenzi, oferte și așa mai departe. Uh-huh. Deci e un proiect destul de complex. Da, un proiect destul de complex, dar da, e foarte interesant, mie îmi place foarte mult. Adică asta mă și face să îmi placă și compania, adică proiectul e foarte mișto. Și uh-huh. Și spune-ne și pe ce tehnologie ești. Tehnologia este OutSystems, nu știu dacă ați auzit, e o platformă low-code. Începe să aibă tracțiune tot mai mare și în România. Ca să zic așa, asta a venit din partea recruiterului ca și, ca să zic eu, ca și o ofertă de job. Dacă aș fi interesat de acest OutSystem, nu știam despre ce e vorba, am făcut un mic research și pot să zic că nu cred că m-aș întoarce la cod convențional, la cât de ușor și, bine, ușor în ideea în care știi conceptele și bazele, ca să zic așa, cât de ușor pot să-mi dezvolt și să
fac ceea ce este solicitat, adică pe tot task-ul respectiv. Da, să faci partea logică mai repede fără să-ți bați capul cu cum scrii sintaxa. Exact. Okay. Exact. Bine, scriu și cod, adică dacă ai nevoie de un query mai avansat, trebuie să scrii query-ul clar, un SQL. Și eu sunt, adică nu sunt catalogat ca și full stack, dar fac și parte de front-end și parte de back-end. Adică lucrez și pe partea de back-end și front-end. Și acum, ca să zic așa, platforma asta, OutSystems, poate să integreze și alte sisteme. Adică are toate funcționalitățile pe care le are orice limbaj de programare. Mm-hmm. Deci, practic, un limbaj de programare, zice, mai high level, unde scrii, unde atingi codul mult mai puțin decât ai atingi un alt limbaj, dar, până la urmă, logica tot trebuie să o gândești și să o pui în practică. Exact. Bine, folosesc și JavaScript. Sunt situații când am nevoie și de JavaScript și... Da. Niciodată nu scap de JavaScript. Da, exact. Exact. Da, și sunt SQL și tot. Bun. Și cum e acum pentru tine, după 6 luni, dacă e să tragi linia, tot efortul pe care l-ai făcut? Ți-a luat, cred că, peste un an sau un an, ceva de genul ăsta. Da, undeva la un an de zile a fost pentru mine platforma. Cu muncă, așa, 2-3 ore pe zi, cât se putea, un weekend-uri, uneori da, uneori nu. Dacă e să trag linie, eu zic că a meritat tot efortul. Și mă bucur foarte mult pentru alegerea făcută, adică că am mers în direcția asta, pentru că efectiv acum îmi dau seama ce înseamnă să faci ceva ce îți place în fiecare zi și na, chiar nu m-aș vedea făcând altceva. Oh, asta e foarte bine că faci ceva ce îți place, pentru că mulți intră în domeniul ăsta și strict pe plan financiar. Adică și eu, cum am apucat de programare, prima dată nu pot să zic că îmi plăcea, dar era singurul mod în care puteam să ajung unde îmi doresc. Absolut. Și pe plan financiar și ca și așa, dacă e să ne gândim o proiecție spre viitor, clar că sună bine. Da. Sună bine, dar nu ăsta a fost motivul principal. Uh-huh. Motivul principal era faptul că îmi plăcea și mă gândeam la ideea asta că mi-ar place să devin programator și ăsta a fost motivul principal pentru care am ales să fac schimbarea asta. Super, super. Și atâta timp cât îți place, automat, nu te trezești dimineața, trebuie să mă duc la muncă, cât ok, hai să văd, să-mi continui task-ul pe care l-am lăsat ieri neterminat. Exact. Hai să mă apuc de task-ul ăsta nou, care sună mai interesant și sună mai provocator. Da, acum sunt foarte curios să văd ce ai spune tu cuiva care... tot așa, pasionat de calculatoare, dar fără experiență. Mulți se gândesc la chestia asta, uite că nu știu matematică, n-am avut background, nu-i de mine. Cum ai reușit tu să-ți învingi gândurile astea și cum ar putea cineva care se uită la video să facă chestia asta? Eu zic că cel mai important ar fi să încerce modulul gratuit de pe WorldCode. Asta ar fi principal. Și cu siguranță de acolo poate să-și dea seama dacă îi place sau nu. Și ce pot să spun este că vor avea tot suportul echipei WorldCode. Asta și eu am avut și n-aș fi reușit fără ei, sincer. Bine, ai dreptate, cum ai spus și tu. A contat faptul și că eu am continuat și nu. Puteam să renunț. Puteam să renunț și da. Păi te sunam pe telefon. Dar nu-ți mai dădeam tag în postări pe Facebook. Da, un lucru foarte important și vreau să fiu sincer de chestia asta. Pentru mine a fost un factor și psihic că am investit o anumită sumă de bani în cursul ăsta și nu-mi permiteam în sensul că să renunț și să pierd. Uh-huh. Pentru că mi se părea corect, adică ai investit, ai plătit un avans și renunți, clar, pierzi acei bani. Pentru că printr-un contract stabilim niște chestii. Și pentru mine și asta a avut o oarecare importanță și m-a făcut să merg și mai departe. Adică eu mai avut, ca să zic așa, perioade în care poate mă gândeam, hai mă să intru un pic pe YouTube să văd un tutorial în care să învăț. Și poate mă plictiseam într-o jumătate de oră și dădeam pace. Deci și eu zic că și asta din punct de vedere psihologic te ajută. Acum, într-adevăr. Ai făcut ca vikingi, ai cum se zice, cu barca, ai tras, ai aruncat ancor, ai dat foc la barcă și de acolo numai în față și ai reușit. Și, într-adevăr, e un lucru important să poți să-ți asumi chestia asta. Uite, pentru 6-12 luni mă concentrez, fac tot posibilul ca să fac schimbarea de carieră, că nu e un lucru ușor. Da. Deși acum presupun că nu mai ai aceleași dificultăți.
Da, nu, nu. Ai mai avut așa dificultăți, nu știu, la job, să ai vreun task mai greu sau vreun challenge mai mare? Nu, nu am avut, adică nu neapărat în sensul că am avut un challenge și n-am știut să rezolv și să mă panichez că ce o să se întâmple. Nu, nu, în sensul ăsta nu, pentru că colegii sunt foarte ok, de menționat că nu lucrez, adică am doi colegi din Cluj și restul echipei este din Olanda. Deci eu lucrez cu o echipă din Olanda și task-urile scrise în engleză, tot ce discut cu colegii mei este în engleză, adică zic că și asta are o importanță ca să înțelegi anumite chestii, dar nu e o problemă. Dacă ceva nu știi, poți să întrebi și se rezolvă într-un final. Adică cu ajutorul colegilor, a echipei, vei reuși să duci la bun sfârșit task-ul respectiv. Și cel mai important lucru este, iarăși, să ai un skill foarte bun să cauți pe Google. Pentru că foarte multe răspunsuri le găsești acolo, doar trebuie să știi cum să cauți. Da, asta să e înțelegi. Și să înțelegi, exact. Și să parcurgi documentația. E foarte important, lucru pe care l-am descoperit. Și asta pentru cei care se uită din programul mentorat, care nu vor să citească documentația. Da, și ăsta e unul dintre sfaturile pe care cei de la Wellcode îl spun mai mereu. Citiți cu atenție și învățați să căutați și să vă descurcați oarecum și singuri. Bine, asta în partea finală a cursului. Da, asta trebuie să punem link de la minutul ăsta și să-l dăm share, pe grup, pentru că e o provocare foarte mare când vii practic încet, încet ce încercăm noi să facem e ca și cu bicicleta. Prima dată ai tricicletă, după ai bicicletă cu roți ajutătoare, după aia te ținem noi de bicicletă și la un moment dat trebuie să poți să mergi singur ca să poți să fii productiv pentru o companie și să te angajezi și să ajungi la mentalitatea asta pe care ai descris-o tu foarte frumos, în care că totul se rezolvă, nu există nimic care să fie capăt de lume. Foarte fain, Vlad, mulțumim mult de tot că ți-ai făcut timp, a fost foarte inspirațional. Dacă vrei să mai adaugi ceva la final? N-aș ști ce să spun mai mult decât am făcut până acum. Multă baftă tuturor și cu siguranță cei care au început cursul Wellcode o să ajungă într-un punct de care o să-și dea seama că merită sau că a meritat, da. Și că totul e, cum să zic așa, bine meritat, pentru că, până la urmă, e și munca noastră pe care noi o depunem, cu ajutorul vostru, bineînțeles, și rezultatele se văd la sfârșit. Da, da, mulțumim pentru cuvintele foarte frumoase, îți mulțumim că ți-ai încredințat, că ai avut încredere în noi, ne-ai pus, practic, cariera ta în mâinile noastre. Da. Și dacă te-ai uitat la videoul ăsta, sper din suflet că te-ai inspirat. Dă click pe linkul din descriere dacă vrei să te programezi la o ședință gratuită de consultanță cu unul dintre experții noștri. Acolo vom discuta în detaliu, vom vedea care e situația ta, unde vrei să ajungi și după aceea dacă te putem ajuta o să-ți povestim în detaliu cum funcționează programul de mentorat, cum te ajută și pe tine să devii programator. Așa că dă click pe linkul din descriere sau intră pe carieră.wellcode.ro și hai să începem treaba!